Localitatea Mănicești este un sat din componența comunei Băiculești, din județul Argeș. Este situat pe drumul național 7C, din direcția Pitești-Bascov, Curtea de Argeș. Trecem de sensul giratorul din localitatea Bascov și parcurgem în ordine localitățile Dobrogostea, Vărzaru, Borlești, Merișani, Vâlcelele, Mănicești. De la indicatorul Mănicești, la doar câteva sute de metri, apare indicatorul de Mănăstire și virăm dreapta pe un drum pietruit. În mai puțin de un kilometru ajungem la așezământul monahal Sfântul Meletie, al cărui ctitor este ieromonahul Meletie, alias preotul conferențiar universitar dr. Constantin Onu, misionar și slujitor prin limbajul mimico-gestual. Ajunși în incinta așezământului monahal, privirile ne sunt atrase de un chip luminos, îmbrăcat tot în alb, cu pletele, mustățile și barba de un alb strălucitor. Stătea așezat într-o poziție care ne sugera că ar aștepta pe cineva. Mi-am zis că poate este un preot care slujește alături de binecunoscutul și mult iubit de credincioși, Părintele Onu, și îndrumă credincioșii. Aveam să aflu că este frate cu Părintele Onu și îl cheamă Nicolae, dar fiind o zi de mare sărbătoare, ajuta la fluidizarea traficului, la îndrumarea creștinilor în incinta bisericii. Unde e? Bună ziua! Bună ziua! Ce avem aici? Aici este tatăl nostru în limbajul mimico-gestual. Pentru că biserica este închinată Sfântului Meletie, primul preot care a vorbit în semne. Cu foarte mult timp în urmă, umblând prin păduri, am întâlnit un bătrânel și îmi zice, mă, unde suntem noi aici? Și îi spun denumirea locului, eram împrun la Vâlcaru. Și el zice, da, eu stau încolo. Și când se fac următorul pas, a strigat la mine, stai, vin ca minor, vin ca minor. Și mă uitam la el, mă uitam în jos unde mi-arată, nu înțelegeam nimic. Și viola tricolor și la un moment dat zice, trei frați pătați. Și eu sunt mijlociu din trei frați. Și atunci m-am uitat mai atent și am văzut că era o panseluță, o floare, ceva mică pe jos, care pentru mine era ceva care mănâncă vaca. N-aveam nicio treabă cu planta aia. Și îmi povestește ce plantă e și ce beneficii e pentru piele și ce detoxifiant e. Și așa am aflat eu că pe pământ nu sunt doar lemne de foc și ce mănâncă vaca, să zicem așa. Deci el e primul care, de la care am aflat eu. Și apoi umblând, am mai întâlnit un om la fel de umblăresc în păduri. Cu ce am aflat de la oameni ăștia doi umblând, mergând într-o cetate dacică, nepoțica mea îmi zice, tataie, pisalis al chechengi, pisalis al chechengi. Dă-mă, o cram în spate. Ăsta este pisalisul. Dă-mă jos, pisalis al chechengi. Și asta a dat jos, a cules patru fructe de-astea și a venit cu mânuța la mine, tataie, patu, tataie, papa. Hap! Și am mâncat o plantă care e considerată otrăvitoare pentru că are mai multă vitamina C decât cătina. Și are niște uleiuri extraordinare în gută. E, după chestia asta, noi mergând către grupul ăsta de oameni care stăteau la soare acolo, unul din ei a venit și mi-a zis așa, în dar îți dăm, în dar dai. Nu ai voie să iei bani pe plantele medicinale că nu le-ai făcut, tu le-a făcut Dumnezeu. Și cam asta ar fi prima lecție. Apoi la următorul echinocție de primăvară au început să-mi spună despre ce vă vorbesc eu de plante și ce sunt plantele și care e rostul și când să culeg plantele și cum trebuie să intrăm în simbioză cu ele sau într-o comuniune.
altfel și deci bătrânii ăștia vin și stau la soare la echinocție de primăvară cumva într-un semicer către soare și apoi pleacă către Vâlcea. O cunoaștere a mea a plantelor considerate superioare. Sunt plante obișnuite cu care suntem noi învățați. Nu. Tata mare știa de ele. Maica mare știa de ele. Nu. Eu merg la plafară, eu beau ceaiuri naturale, nu la figulețe, bra. Dar eu știu de ce știu, de mușețel, de tei, de tătăneasă, de cimbrișor, de. Dar ceea ce văd eu aici e cu totul altceva. Aceasta este... Crăiță. Crăiță, da? Crăiță pentru ochi. N-am văzut crăiță la plafară. Mă mir, nu se poate, e o plantă foarte dar importantă. Să fie eu sunt sigur că e, crăița e o plantă care ajută pentru vedere. Dar uite, ai zis foarte adevărat, cumperi ceai. Ai spus că te duci la plafar și iei ceai, nu? Ai spus ceai. Nu, ai spus foarte bine, că ceai cumperi. Da? Nu cumperi medicamente. Ceaiul este preparatul pe care îl fac eu. Bun, dar... Mă, planta asta, dacă nu ar fi culeasă cum trebuie, e ceai. Asta este ghimbe. Scai un vânat, pentru prostată. Pentru prostată nu e pufolița la florbici? E și scaiul vânăt și ghimpele și uite, și ăsta. Asta și e. Tot un detoxifiant foarte puternic. În prostată e și... Da, păi asta e rămurare, nu? Da, uite. Nu se folosește frumos. Stai un pic. Nu văd că am. Turița, la fel, în prostată. Turița, da. Lasă-mă să spun clar care e diferența între ceai și plantă medicinală. Că altfel le încurcăm. Da. Și ca să fie, aș lua un pic mai de la început. Adică ce înseamnă să culegi o plantă medicinală? Hercule e trimis în cornul abundenței să aducă lână de aur. Și el pleacă în cornul abundenței care se află în zona noastră pentru că munții de sare care erau la suprafață au atras animalele din China și până sus în nord unde sunt mestecenii. Și ele au venit să lingă sare în blană. Au adus cu ele semințe pentru foarte multe plante, de-aia în zona asta avem mai multe decât în alte țări. E un pic de asta, e un pic de aia, e un pic de aia, peste tot. Dar la noi sunt chiar toate. Asta înseamnă cornul abundenței. Hercule se îmbolnăvește. La Herculane există o conductă de apă care... Când de unde bei apă, are anii ăștia, ai un copac. Asta este un lemn de pin silicifiat și este o bucată dintr-o fostă conductă de apă dacică. Și dacă ești atent, când te duci și bei, o singură țeavă e așa, ca aici. Și pe aia bău Hercule apă. Pe celelalte le-au făcut oamenii în timp, ca să-și mai facă și el un chioș de vânzare de apă. Dacă țeava pe care a băut Hercule, repet, e din lemn de pin silicifiat. Uite, asta e un nod de lemn. Așa, da, asta nu vezi. E decât gura, asta e rotundă. Da, așa. Am înțeles. Bun. Și Hercule bea apă pe conducta asta să vindecă și pleacă în continuare după, în cornul abundenței, și am spus datorită munților de sare, după lâna de aur. Lâna de aur era că dacii, după ce tăiau oile, băteau într-o anume curbă a apelor, nu oriunde, pieile de oaie cu părul în sus și le băteau în țăruși. Până la toamnă, când veneau ploile și vijeliile, pieile stăteau acolo și adunau aur aluvionar. Toamna, când vin ploile și se strică vremea, luau pieile, le dea foc și ieșea un aur care există și în ciuperca asta. Se numește, e un aur monoatomic. Uite, dacă eu fac unghia aici, acum când scot unghia, e ceva galben acolo. Ăla e aurul, ăla bun de mâncare. Și acum am lămurit de ce am avea multe plante.
Cum culegem o plantă? Mai întâi, dacă s-a pus albina pe o plantă, e plantă medicinală, e leac. Dacă torci capul și te uiți după o plantă, că vai ce frumoasă e, vai ce colorată e, sau cumva, sau vai ce frumos miroase, și asta e un indiciu că trebuie să o culegi. Și am făcut simbioza între noi și plante. Acum, ca să culegem o plantă, ea trebuie să ne îngăduie. Și când tragi de ea, dacă ea o pune rezistență, și o pune rezistență și iese din rădăcină, nu e coaptă. Zice, mai lasă-mă aici un pic. Și la ciuperca asta la fel, zice, uite, nu sunt coapte, are o dungă albă, sunt pui, lasă-mă până mă fac mare. Acum planta ne-a îngăduit să o luăm și s-a frânt să meargă cu noi. După ce am cules plantele, ne ducem la marginea pădurii sau unde suntem și le așezăm cu partea asta de unde am rănit-o noi către soare. Soarele vine și cicatrizează zona asta și pune DE-uri și ultraviolete și dacă până în soare am hrană, am pus-o la soare, am și hrană și medicament. Asta, dacă am cules-o și în momentul ăsta o am ceai, am pus-o la soare, o am medicament. Mi-ai zis de la plafar. Plafarul îți dă ceai, nu medicament. Sau poate că plafarul ăla de acolo așa le face așa, pe principiul pe care trebuie neapărat, nu omul o poate face pe asta medicament, soarele o poate face medicament. Și în momentul în care a cicatrizat-o soarele, un sfert de oră, 10 minute, le lași la soare. Dar nu ei recomandă că ei, cărțile pe care le-am mai citit și eu, că uscarea plantelor la, se face la umbră. Sigur că și da. Într-un spațiu aerisit. Eu n-am zis că nu așa. Eu am zis că în primele 15 minute. Imediat după culegere, lăsat la soare. Soarele să cicatrizeze de unde am rupt-o eu. Eu i-am luat viața dar ei. Înseamnă că neapărat trebuie să fie soare când culegi. Păi, după... Mezul zilei, când se culege? Dimineața? Cum să culege plantă? E altă poveste. Plantele, până la adormirea Maicii Domnului, să culege partea sa aeriană a plantelor. De la 15 august până pe 8 septembrie să scot rădăcinile. De la 8 septembrie încolo să culeg fructele. De la cătină încolo, fructe. Porumbe. Porumbe, cătina se culege și acum cătina. Păi că nu, nici cătina nu s-a făcut. Unde este în viață cătina la oasă? Cătina are 4 căsuțe în interior ei. Și în momentul în care tu ai rupt boaba și a sărit o singură căsuță afară de zeamă, da? Și ai rămas decât cu 3. Așa. Nu mai e nimic. Nu mai e cătină. Păi nu e, pentru că ele toate 4 căsuțele alea unite face cătina. Deci dacă lipsește o căsuță din ele 4, nu mai este plantă medicinală. Și acum cătina e o salcie care suferă să o tunzi, să o tai în multe feluri. Și tai trăcuțele care sunt de cules, le bagi în congelator, ea conține foarte multă vitamina C, nu îngheață și după aceea scuturi un pic craca, boabele cad întregi nesparte și în congelator. Da. Nu în congelator. Și după o oră cam o oră cred. Păi da, iei craca și o scuturi. Dacă au căzut boabele, gata. Boabele le oprești ca hrană superioară, să zicem, puternică, și crăcuțele le tot și faci ceai din ele. Și plantele nu se spală. Că nu culești plante după marginea drumului unde e cu asfalt. Te duci în pădure de unde e decât praf stelar pe ele. În momentul în care speli o prună dintr-o livadă unde e departe de șosea, păi tu dai toată puterea, toată energia solară după el, tot ce a pus soarele în ea. Că nu că e praf sau ceva, nu, e bun așa. Sunt recomandări în cărți când se culege fiecare plantă? Mai mult de atâta. E o energie de la soare care trebuie să o iei ziua, noaptea. Aici e problema, că unele plante au și că parcă rost pe pasta sau care se culege cu rugăciune pe munca Domnului.
Păi da, e vreuna care să culege fără rugăciune? Nu. Nu există nimic. Asta, rugăciune. Aia, rugăciune. Rugăciune, rugăciune. E o rugăciune specială? Nu. Tatăl nostru... Ce știi? Eu nu prea știu tatăl nostru, bulbăi. Și cer iertare plantei, nu? Sau? Nu. Îi cer voie. Voie. Ea de-aia e făcută să mă servească pe mine. Dar eu să-i respect viața ei. Doar voie. Adică voie cere... atunci când îmi dă voie, când e momentul... Când se frânge. Când se frânge. Sau că am spus adineaur, când e, uite, asta e ce, lasă-mă aici că sunt pui. Dunga asta albă. Asta zice. Da? Da. Lasă-mă acolo. Că nu m-am făcut mare. Ar mai fi că perioada în care ele miros cel mai frumos. Da, în unele rădăcini am citit că se culeg între octombrie și ianuarie, februarie, ceva, adică și iarna. Primăvara, când nu prea mai ai rădăcini, te duci și când a făcut trei frunze, asta este varga ciobanului, planta oaselor rupte. Pentru că e un cap de șarpe, parcă ar fi un șarpe. Nu, mă, e o rădăcină. Asta. Stau, șofer. Asta e mai puțin, da. Îmi pare cunoscut că ești fără mea. Păi e cum să nu, e țara plină de... De toată lumea. Da. Și uite, nu știu cum se cheamă. Șofer. Și asta e Turița. Turița. Incontinența urinală pentru pieile. Că, mă, tot ce se bagă în săpun e bun de piele. Maica mare punea de ăsta în săpun, e bun de piele. Hai, crăiță. Uite, asta e pedicuță, împotriva adicțiilor. Alcoolului. Alcool și tutun. Și tutun. Conține foarte mult radium. Pedicuță, brădicuță, îi zice multe feluri. Asta e partea aeriană. Păi da. Da, și nu am văzut așa ceva. Păi e mai sus, cu 5-6 de metri. Noi suntem aici la 400 de metri. Și uite, ăsta e oregano, șovârf. Oregano. Păi șovârful este oregano. Și pe românește îi zice șovârf. Și ăsta este cimbrișor. E oarece diferență între el pentru la tensiune. Dar ăsta este șovârf sau oregano. Și ăsta este cimbrișor. Cimbrișor. Bun, la căile respiratorii, cel mai puternic la căile respiratorii este Fomes fomenturatus, scuze, Fomitopsis finicola și lichenul. Uite-l aici. Lichenul care Dumnezeu a zis direct alveolele plămânului. Deci, tuberculoză și cancer, tuberculoză, cancer și orice neregulă în organism. Fomitopsis spinicola. Pe ce copaci găsiți dumneavoastră supărășile astea? Dumneavoastră găsește ce... Păduri de stejară și... Stai puțin. De exemplu, aceaga crește mai pe toți copacii aproape, dar numai după mesteacă când e medicament. Și ca un cărbune, așa, și uite pe aici, maro. Înlocuiește cafeaua. Și tot se folosește. Asta se curăță... Nimic! Păi cu... e și soarele care... Mă, soarele care... Peste soarele, cum să-l dăm jos? Cum să-l dăm jos? Mă, ia, fii atent, ascultă-mă puțin. Să mânca înainte vreme, pe o masă rotundă și pe niște scaunele mici. Mm-hmm. Ce le-a spus Amorxes? Nu mai mâncați direct pe pământ. Nu luați doar energia pământului cu voi. Ridicați-vă un pic în sus, tăiați colțurile masă, făceți-le rotunde ca să dați respect soarelui că vă dă de mâncare și mâncați pe scăunele mici în poziția asta așa, poziția de copil, fetus, ca să nu băgați mâncare multă în voi. Ne-am șmecherit și ne-am făcut mese mari de 12 persoane și stăm așa și băgăm mâncare în burtă și la televizor mâncăm. Deci asta pornește, aduce din pământ în ea o putere și pornește o plantă de 2 metri. Și vine vorba de rădăcina asta și spun de toată planta și restul. Și acum ea crește mare de 2 metri și în perioada asta începe să se usuce. Floarea ăștia trăiește o singură zi și în ziua aia se culege.
Și adică eu asta e o zi fixă, n-am să Nu. Ia în ziua în care se culege, e violetă în pâine. Cum se numește culoarea aia? Mov. O culoare. A doua zi e albă. Adică m-am trecut, am îmbătrânit, nu mai sunt bună. Și a crescut mare, s-a făcut de 2 metri și în rădăcină e o mare putere și începe să se usuce. Și te uiți după ea, se usucă. Când mai sunt două petale, două frunze de uscat, atunci scoți planta și ce a avut ea din primăvară, luat din pământ, cu ce a coborât, că ele când se usucă își lasă în rădăcină energia solară. Și acum, de fapt, culegi o plantă și soare și pământ. Și ca leac, ca medicament, mai degrabă e să o iei acum când a coborât și soarele. Dar și primăvara, dacă nu o ai și e nevoie. Acum să presupunem că e cineva bolnav și chiar nu ai planta și ai consumat-o, nu o ai. Te duci ziua acolo unde e planta, îi pui un băț, ceva, un semn și aștept să se facă 12 noapte. Omul bolnav întrebe planta, puneam semnul, aici e, și apoi cu lanterna, pentru că ea, planta, noaptea lăsa energie în ea să culca. Și puteam să o iau, deși nu cu efectul maxim, ăsta când începe să se usuce și coboară toată energia solară în rădăcină. De acum până pe 8 septembrie. A trecut 8 septembrie, la revedere. Nu mai poate fi medicament. Asta care e umblatul cu ea, uite, se numește Trametes versicolor. Coadă de curcan. Ciupercă. Și asta ca supliment alimentar. Asta e pentru vreo 10-15 km de alergat. Fără sete, fără foame. Vindecă paradontoza, că se mestecă ca acum de mestecat. Rămâi fără paradontoza, să lipezi dinții înapoi, pe mâncate și pe luate, pe ce vrei. În timp ce o mestici, vindecă paradontoza, după aia glanda tiroidă, asta e una dintre cele mai bune plante pentru glanda tiroidă. În timp ce respiri, că o mestici și respiri, se duce ceva și vindecă în plămâni. Și al treilea, oamenii care au diabet, după ce ajunge în burtă, nu mai bea apă multă. Asta și cu încă două plante, rămâi fără diabet, nu dă tot, dar la duce la aproape de normal. Asta, chimenul și ceapa. În bolile haotice, asta ar fi cea mai puternică, care elimină celulele. Ălea nu vor să iasă de la căldurică și vor să stea în corp, dar le găsește asta și le dă afară, le dă lui asta la îndemână să le elimine. Astea două și cu asta, care se numește, deci, Ganoderma aplanatum, astea trei formează medicamentul care elimină cancerul. Ăstea te elimină cancerul. Ca să organismul să aibă putere să elimine cancerul și să poți să reziști la lupta asta care se întâmplă în organism, e nevoie de Trametes versicolor, Ganoderma lucidum reishi și Chaga. Ăstea toate ține organismul puternic să poți să elimini cancerul. Și acum, dacă cancerul e în plămâni, punem și lichen. Adică ăstea toate și o parte de lichen. Dacă e în organele genitale feminine, punem nu știu unde le-am pus, uite, le găsesc eu imediat, asta de aici se numește ciocuberzi. Deci asta este planta organelor genitale feminine: năprazicu, herba robertiana, polovragă sau ciocuberzi. Sunt ciocuri de barză în plantă, dacă te uiți atent, ai găsit un cioc de barză? Da, uite, nu s-a scăzut. Ălea, păi Dumnezeu le pune, mă, că suntem răi și nu ascultăm și ni le da așa mură în gură. Asta e lichenul pentru plămâni, e lichenul pentru plămâni. Le pune Dumnezeu, ni le dă, mă, mură în gură, crede-mă. Numai noi să fim cuminți. Denumirea populară a plantelor e leacu. Maica mare, care a lăsat ce e, a pus în denumirea populară mușcata, care e peste tot. Mușcata. Păi mușcata. Mușcă pe cineva vreodată?
A mușcat ea vreodată vreo mușcată? Nu, dar orice mușcătură ai avea, de țânțar, de căpușă, de ceva, ai la mușcata, ai pus, uite, aici m-a mușcat țânțarul, da? Și mă scarpină până faci bubă. Păi ai luat o foaie de mușcat, ai pus aici și ai făcut-o așa și când ai ridicat degetul, nu mai ia mușcata, ia o travă aia sau ce lasă țânțarul aici. Nu se mai umflă locul unde ar... Nu te mai scarpină. Nu te mai scarpină. Nimic. Da. Și cicatrizează. Și cicatrizează. Mușcata. Denumirea populară a plantelor e leacunia, brânca ursului, putere de urs. Ginseng. Deci noi avem ginseng în țara asta. Brânca ursului e bună la potență. La potență. Brânca ursului lasă mai mult ca să faci copii. La potență se numește poroinic, denumire populară sculătoare. Sculătoare. Păi e altă poveste. Brânca ursului este planta organelor genitale, mai ales masculine, că face hormon și la fete. Asta, mă, dacă îi dai la femeie cu lapte de capră, rămâne gravidă cu vecinii imediat. Cu vecinii, nu cu bărbatul. Nu, cu lapte de capră. Să bea planta și rămâne femeia gravidă. Era aia că mă duc la somata să-l cunosc pe tata. Da. Plantele medicinale ca suport sau poți păstra în afară de uscat să fac și tincturi. Dar tinctura conține alcool. Niciun gram de alcool distilat nu are ce căuta în organism. Niciun gram. Pentru că decât băuturile fermentate sunt alimente. Și acum tinctura e făcută cu alcool. Ce ne facem? Facem un ceai dintr-o plantă asemănătoare, adică să nu fie un probiotic cu o hrană, cu ceva care să distrugă, să fie să se pupe planta, să fie de aceeași categorie. Ai fiert planta sau ai fiert apa, ai pus tinctura care o ai, căldura aia așa, evaporă alcoolul, evaporă suportul și rămâi cu medicamentul. Simplu ca bună ziua. Ok, și durata în timp? Dumnezeu a făcut ceva care să dispară planta, să mănânce o fluture, să mănânce un viermișor și nu poți ține mai mult de 2 ani aproximativ. Să fie ceva vreme când în fața caselor era o grădiniță cu plante, care erau plante medicinale și aia era farmacia omului. După al doilea război mondial și ușor, ușor, deci acum 55 de ani, când eu știu de grădinițele astea, nu erau cu plante ornamentale, erau cu medicamente, dahlia, toate au un rost și o vindecare. În timp, în fața caselor sau pe balcon, să pun plante ornamentale. Numai ce a fost. Și când vrea să facă ceai, așa, cât iei cu 3 degete, e doza unui ceai. Care are degetul mai mare, ia plantă mai multă, doza. Dacă eu am observat că efectul a fost prea mic, pot să mărez doza, dar doza minimă în toate, ca măsură așa, e cât iei cu 3 degete. Cu 3 degete ne închinăm. Când într-o țigară tutun e cât iei 3 degete. Bine, și să punem în 200 de mililitri de apă sau... Eu aș zice că cel mai bun ceai e ăla care, bă, mă doare, pun în apă, las până dimineață și dimineață beau apa. Dar dacă dacă iei o sămânță cu coajă, uite cum e nupărul gros, tare, de asta trebuie să-l fierbi un pic. Și e nupărul, face multe e nupărul ăsta. E nupărul și cu lipanul, lăpușa, brusturele și cu coada șoricelului, te lasă fără pietre, oriunde în organism. Rămâi fără piatră, numai, nu e pe poveste, e pe verificate pe oamenii care au consumat asta. Brusturile topește piatra, e nupărul, e, dacă cumva a rămas pe undeva, că nu poți să iei direct e nupăr, dar e nupărul poate să o dezlipească și să o trimeată către exterior întreagă și să facă prostii. Așa că întâi o topim cu răbdare, cu rădăcină de brusture, eliminăm ce a rămas cu ienupărul și a treia oară, în faza a treia de tratament, coada șoricelului ca să vindece rana unde a fost, să nu se mai facă repede alta. Nu poți desfrie.
pot să spun despre năpraznic că e un miros aspru bărbătesc. Dar care e mirosul aspru bărbătesc? Eu am cărți multe cu plante medicinale și cu planșe colorate foarte frumoase. Dar totuși, când te duci în pădure și întâlnești o plantă, nu prea poți compara cu nicio imagine din carte. Nu, e foarte greu să recunoști. Tăticuțule, deci eu când eram cu nepoțica... Eu îmi amintesc că am văzut undeva da. Așa ceva. La o acțiță, nu știu cum o cheamă, Marina Voica, o are în grădină, ca plantă ornamentală. Pisalis al Chechengi, păpălău și denumirea populară pe românește, îi spune coailii popii. O știu, crește prin porumbi. Nu. Culturile de porumb. Nu. Asta apare spontan, dar în lizierele pădurilor. Deci, să face dulceață din ea, să pune prăjituri. Păi acum mai nou, le-am văzut puse așa, pe prăjituri, în torturi, numai că nu este planta asta. Păi stai puțin, că poate să fie astea bomboane ce sunt pe torturi, pe prăjituri. Nu. Deci, nu sunt fructele astea. Ba, sunt fructe, nu, mă dă-te. Sunt fructele, dar le aduc din America. Nu le pun pe ale noastre. Și sunt comestibile. Și asta? Și ce gust au astea? Dulce acrișor, cu foarte multă vitamina C și rămâi fără gută. Eu mereu zic că rămâi fără ea, dar măcar nu te mai doare. Guta e ceva cu picioare, nu știu ce. Eu n-am gută, că eu mănânc astea. Deci asta vindecă multe și un energizant foarte puternic. Da. La noi magazine, pentru că sunt magazine cu căruț, aduc de la Maiaș asta, tot așa se numește, tot Pisalis al Chechengi, e portocalie, a noastră... E 90 de lei kilu, cum? E acolo la fructe exotice e de asta. Dar nu e asta. E aia adusă din America. Ale noastre n-au loc în magazin. Maica mare făcea dulceață de asta. Îi spun numele de nou. Pisalis al Chechengi, denumirea populară cu coailii popii sau popălău. Adică să nu mai fii mai prosus așa, să fii mai viguros, să umbli cu după fete. Interesant. Noi, când eram copil, mi-am amintesc eu că am văzut așa ceva și știu de plantă, de denumirea asta. Dar în nicio formă nu gândeam că e comestibilă, că se poate consuma. Păi ea e trecută ca o trăvitoare, pentru că poți să mănânci 10 boabe de astea odată. Și-ți vine rău, vomiți, îți curge sânge de nas. E pentru că are doză. Asta e o trăvitoare? Dacă mănânci câte, deci asta, dacă poți să mănânci o bucată așa de mare, odată, o bagi o mesi și o înghiți. Și ai băgat în tine peste 25 de kg de carne, de energie. Și normal că crăpi, îți scurge sânge și din ochi dacă mănânci de asta multă. Deci asta e cu doză mică. Asta nu are doză. Asta o mănânci și avem hipotalamul ceva care zice că ești sătul, nu mai mânca. La asta poți să înghiți fără să-ți ajungă informația că ești sătul. Deci asta se ia 3 grame, asta se ia cât cutia de chibrite. Cum îi spune la planta asta? Că e atât de multă prin pădure pe lume. Pentru că e lumea bolnavă de aia așa multă. Ia vezi, miroase amorcă. A morcov, azi spunea ce miroase. Da. E da, morcovul miroase. Sălbatic. Morcovul sălbatic? Da, se folosește în bolile de piele și în monturi. Purifică sângele.